de prezență, rezultă că sunt prezenți 10 consilieri, absentând motivat, în motive de indicare, doamna consilier Grigore. Fie prezentă majoritatea consilierilor, ședința este de cauză constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Mă spun bun vreme mai întâi. În ideea că toți lucrurile de noastră putem oblata de anume de situație constituționale. Apropo de pretendentul care a creat doamna Grigore, a anunțat Consiliul Local că nu poate fi prezentă pe motive medicale. Există în codul administrativ articolul 137 alineatul zi, care pornește de la ideea exprimată din alt articol anterior, acolo unde se vorbește de formă. Prezența consilierilor la ședințele Consiliului Local este obligatorie. Bine, foarte nou, normal. Pornind de la această idee, probabil și acest articol 137 alineatul zi, evident, ca și în o situație de excepție, menționează că din motive medicale, cu celelalte, la un de rezoluție, în familie, și așa mai departe, și o expresie care stau în vizoare. Consilierul trebuie să anunțe imposibilitatea lui de a fi prezent prin înființarea secretarului general al Comunei. Domnul secretar general, evident, prin cei cu care lucrează, realizează sau în model de prezență. Bine, ce înființat. Și când cum a fost începutul aventurii domnului Măsirea Tomaș, când am plecat afară, el trebuia să anunțe, putea să fie motivat de timpul 200 de aia, deci, vă doresc succes în dezbatere. Într-adevăr, nu avem o ordine de zi foarte bogată, foarte strofoasă. În schimb, cu importanță deosebită prin greutatea deciziilor care trebuie să le adoptăm aici. Pentru conformitate, eu o să reamintesc de spune zi, cunoscută de dumneavoastră, pregătită în mod sigur, dar pentru a putea fi statuat, dacă vreți, pentru dânguri. Avem la primul punct un proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de prestări și servicii silvice pentru fondul forestier, proprietate privată a Comunei București de Cotroaflou, inițiator domnul viceprimar, care își continuă aventura și la punctul al doilea, tot un proiect de hotărâre privind aprobarea cantității de masă de mază ce se va exploata în fondul forestier proprietate privată a Comunei București de Cotroaflou în anul 2019. Spus mai înainte, inițiator, domnul viceprimar. Vedeți, probabil nu sunt pături, pădurea proprietate a Comunei noastre, generează două proiecte de hotărâri cu importanță deosebită. La punctul al treilea, este propus și pregătit tot un proiect de hotărâre, tot la inițiativa domnului viceprimar, și anume aprobarea delegării serviciului de iluminat public pe raza Comunei noastre. La punctul al patrulea, în videamentul, un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea nivelului contribuției anuale la cheltuielile pentru activitate de protecție de tip rezidențial a persoanei comandicat pentru anul 2020, cu cofinanțare. Am mai întâlnit cu asemenea subiect, în principiu. La punctul al cincilea, un moment
interesant pentru activitate, pentru munca dumneavoastră timpul unui an de zile, înseamnă prezentarea rapoartelor. Atât pentru domnul viceprimar al Românii, cât și pentru domnul consilier. Și dacă va fi cazul, am făcut al șaptelea solicitări de adresate Consiliului Local, adică dumneavoastră. Supun la vot la bine de zi. Cine este pentru? Mulțumesc pentru dumneavoastră. Domnului sau doamnei președinte de ședință. Vă mulțumesc, domnule primar. Felicitări, doamna președinte. Servicii în direcția Silvică Bacău și Unitatea Administrativ Teritorială Zlob Dănești. Pentru suprafața de 106,20 hectare pădure și suprafața de 42,10 hectare pășune împădurită, situată pe izlazul Comunei Bogdănești, în punctul Hută Bulziș. Articolul 2. Mandatarea domnului Andrușca Nicolae, primarul Comunei Bogdănești de Bacău, să semneze cu Rom Silva, Direcția Silvică Bacău, Ocolul Silvic Oituz, contractul prevăzut la articolul 1 din prezentul proiect de hotărâre. La articolul 3, după aprobare, Secretarul General al Comunei, domnul Ciorio Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, viceprimarului Comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabil, instituții prefectului, județul Bacău și RANP Rom Silva, Direcția Silvică Bacău și a și va aduce la cunoștință publică. Avem referatul pe care l-am pus la mapă, raportul de specialitate al doamna Iftinca Alina. Și avem avizul de la Comisia numărul 1. Avem și avizul de la Comisia numărul 3. Da. Vă mulțumim de bună. Da, vă mulțumesc, doamnă și domnul consilier. Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect de hotărâri și a dat aviz favorabil acest proiect. Vă mulțumesc. Dacă permiteți, domnul președinte, înainte de a da cuvântul la dezbatere, cei de Ocolul Silvic ne-au înaintat asupra adresei, ne-au strângut că așteptat în posesia ei, că a venit destul de expresiv. Deci, către primăria Bogdănești, prin prezent, referitor la negocierea de ieri, prin prezent, am avut cea mai cunoștință că, în urma analizării ofertei de preț pentru serviciile silvice, ofertă propusă de către Consiliul Local Bogdănești, precum și analizarea prețurilor minime practicate la Direcția Silvică Bacău, vă înaintăți spre aprobarea următoarele tarife. Ce propun ei? Pentru serviciile silvice pot solicita respectiv conturile,
74 de lei de an și hectar fără TVA. După cum știți, e în procesul ăla de parte de negociere, era suma de 65 de lei. Și pentru serviciile silvice cu șunie pădurită, 40 de lei pe an și hectar fără TVA, ieri era 30 compusite. Deci, în cazul în care această ofertă nu este aprobată, se va modifica autoritatea centrală de specialitate care răspunde de silvicultură, respectiv la toate stele sociale. Și se dă așa cum o pot. Inginerul la fondul este efect, nu am văzut. Deci, cam asta ar fi propunerea dumneavoastră. Vis-a-vis la ultima, din ce de aici ar fi să le vezi. Vis-a-vis acest proiect, la ce mai ați am studiat, ne-am auzit adesea la poporul silvic, care s-a mutat ieri, nu știam mai să ne azi. Dumnealor ne-am pus ieri la dispoziție cu metodologie de calcul, cu anexa 3, care spune metodologie de calcul destinate serviciilor silvice, de silvice pentru proprietare de fond forestier, proprietatea privată a persoanelor fizice, care nu desfășoară activități economice, cu suprafață mai mici de 30 de hectare. Aia e gratis. Eu cred că noi nu ne cadrăm aici. Nu, păi tocmai metodologia asta pe care nu cred că era la... o altă problemă care a dat. Acolo, dacă ai trebuit persoane fizice, da? Da. Mai mult suntem persoane fizice, să fie persoane fizice. Păi tot aia, când spuneam, scutați. Nu că am fost în aici, știu că te formați. Da, și se referă la cei cu suprafețe sub 30 de hectare. Așa am primit de produsul. Da, eu aici pe primit. Cred că au greșit metodologia. Da. Există metodologie de calcul și dat acum, vis-a-vis, dacă tot e discuția, prin lege, să scutiți proprietarii persoane fizice care dețin pături sub 30 de hectare. Să scutiți de toată parte. Au interes. Până că există și eu scutiți pe toată parte. Mai dorește ce m-a zis? Să spun la mână, doamne. Asta a fost bine în adresa care am spus-o. Dumnealor se referea numai la suprafață, să ajută 6 hectare, nu știu la cei 42 de hectare de așa trebuită. Și pun întrebarea, deci noi acum trebuie să știm ce vădăm, ori prețul dumneavoastră, ori ceea ce am propus noi. Da. Și să trecem ca lumea în proiectul de hotărâre. Ce vădăm? Suma propusă de noi sau suma propusă de dumneavoastră? Dacă am spus în care ar trebui să vădăm, dacă am stabilit la ea. Eu zic, vreți să vădăm de aia care am stabilit noi. Am semnat un mod de negociere. Da. Ca să vă încurajez, suntem consecvenți, reprezentăm comunitatea și ce putem să facem și să facem. Ar fi poate de reforțat ceva, vreunul pentru problema de condiții, nu adoptăm nicio hotărâre. Nu mi-a reclam nici legea respectivă, totul simplu și așa mai departe. O hotărâre cine s-o adoptă? Faptul meu să adoptăm o hotărâre negociată, contrasemnată de inginerul Petcu și așa mai departe, să vedem ce se întâmplă. Pentru că, din păcate, pare că a fost o premoniție care, o să spun eu, nu neapărat în termenii politicilor corecte, nu mai am foarte multe ori corecte la acestea. Deci, în context, sunt scris cam în ceea ce se numește soarta tragică a poporului românesc. Toți dau lumea, hai la
tot în context de plămânii au fost mult discutat, apropo de pandemie, trebuie să ne apăream plămânii. Acolo e o principală sursă de oxigen pentru toată zona, nu numai pentru noi. Și orice activitate pe care noi o administrăm, trebuie să genereze profit. Deci, noi trăim pădurea atâta cât permite amenajamentul fără îndoială. Pentru ei, pentru alții, sau suntem în stare să o punem și beneficiam, cât plătim noi la contarea de pe real. Până acum, am avut... Asta e informație la cauză. Până acum s-a plătit 7.100. Nu, dar într-un an obișnuit pe care se vede. Da, dar sunt 7.100. Hai de 78 de milioane de lei, ca să ne înțelegem. Să înțeleg că doar nu vreau. Pe un an integral. Da. De pe un an integral. Iar acum... Se duce la un an. Ar trebui să plătim 113 milioane. Deci. Fără TVA. Cu TVA. Deci pe... Asta spune cu TVA, ce spune? Aia. Noi ce beneficiem obținut, de exemplu, în anul trecut? Pe materialul valorificat, compostat. Vreo 400 de milioane, nu? Mai așa ceva de la persoane. Deci, nu stăm rău, dar... Cred că trebuie să urmată tendința asta de a profita cu orice preț de pădure și este a ne diminua interesul legitim de a ne frâna interesul de a obține niște beneficii. Pentru că dacă m-am mai gândit, exact cu suma pe care am obținut-o din valorificarea masei romane, am realizat o lucrare de apărare la inundație. Nu? Rămâne ceva în urma realizării beneficiului discernământului de care au dat o bază, cum am trebuit să vă mulțumesc. La fel mai avem și acum. Domnul Vlad a pus problema în felul următor. Aveau ei o anexă, norma suprafeței de pată, în urmă de 800 hectare, dacă aveți ținut exact. Bine, noi am ajuns o întrebare la care m-am primit răspuns mare secret, așa, mă rog, tele... media de dreptate, care este salariul unui parte, a unui pădurar. Bine, nu trebuie să ne gândim numai la asta, la cheltuielile conexe, echipament, eventual un cartuș și pățeavă, cu totul țeavă, cursă, și așa mai departe, pe care trebuie să le luăm în considerare, fără îndoială. Am făcut certificatul, chiar am făcut doar pe doamna Romenea. Așa din informații care au venit, cam ce salariu are, care fac? Mă rog, care pregătire superioară, nu are, are rechise și așa mai departe, dar eu nu cred că totuși, ca și pădura, unde mă primesc în momentul mai mult de 30 de milioane, n-aș crede. Dacă dau geramente de la plus cheltuielile de echipare și așa mai departe, nu cred că să duce. Deci, diferența între tariful și ce s-a stabilit în consiliu ar fi de 1638 de lei, 16.300. Nu, nu e. Cred și nu cred că de asta. Dacă ei s-a împărat acum așa și cum am zis, că realmente am pus la ce am cerut de până acum, nu? Cât era? 52? 52 și 25. 52 la pădure, 25 la pășun. Și la fără de TVA. Era 62. Cu TVA și cu 30 fără de TVA. Mai e o părere pe noastră pe ECD. În prima, de prima mea anexă, ca și copiii handicapate aici, cu interese de țeavă. Pe cum vor să-și ating ei scopul, ne ating și noi scopul. Îi dăm pădurea pentru bate joc, tăiem pădurea pentru ei. Mulțumesc că m-a dat cu toate, că am dat. Cine este pentru?
Mai trebuie totodată valoare, pentru că de unul... Păi, valoare care s-au negociat între respectiv? El s-a negociat la păduri 65 de lei și la pășuni 30 de lei, fără de lei. Valoare de ieri. Nu ce a fost. Nu, nu. Valoare de ieri. Care a semnat pentru majoritatea. Doamna președinte, vă face, vă rog, un vot uninominal. Menționez pentru tătul pe bani. Cei care nu votează. Sau trebuie dat în telefon la la președinte. Partizilor din fondul forestier de proprietate privată a Comunei Bogdănești, ce se exploatează în anul 2020, care reprezintă anexa la prezentul proiect de hotărâre. La articolul 2. Procedura de vânzare a masei levroase pe picior prevăzută în ABV-urile numărul 1129, 1128, 1127, 1126, 1125 este de licitație publică cu stricare. La articolul 3. Prețurile de pornire de la licitație vor fi următoare. La 1. APV 1, numărul 1125, din 12.06.2020, 81 de lei pe metru cub. La APV numărul 1126, din 12.06.2020, 88 de lei pe metru cub. La numărul 3. 1127, din 12.06.2020, 73 de lei pe metru cub. La numărul 4. 1128 din 12.06.2020, 88 de lei pe metru cub. La numărul 5, 1129 din 12.06.2020, 120 de lei pe metru cub. La articolul 4, după aprobare, hotărârea se va comunica de către Secretarul General al Comunei, domnul Conceu Vasile, primarul Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabil, compartimentul achiziții publice și instituția prefectului. Județului Bacău și se va aduce la cunoștință publică. Avem la dosar referatul aprobat. Avem avizul făcut de Comisia numărul 3 și avizul domnului secretar general. Vă mulțumesc! Comisia 1, Consiliul Oficiu Primar. Comisia numărul 1, fați-vă cu mine raport de avizare. A, Comisia 1, ce-aș scuze? Spuneți corect pe care. Domnul președinte, a Comisiei 1, Comisia 1, care-ți spune? Da, vă mulțumesc, doamna președinte. Comisia numărul 1, Economică, a studiat acest proiect de hotărâre și a dat aviz favorabil la acest proiect. Vă mulțumesc. Cine se abține?
Deci, cu 7 voturi pentru și 3 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de revizuire de studiu eliminat de zi, pe rata de Bogdanei, județul Bacului, inițiator domnul Vicenumar. Da, mulțumesc. Și acest proiect de hotărâre l-ați adus la mapă și propun la articolul. Aprobarea delegării serviciului de eliminat public de la Comuna Bogdan, județul Bacău. La articolul 2. Procedarea de delegare a serviciului de eliminat public de la Comuna Bogdan, județul Bacău este prin licitație publică. Articolul 3. După aprobarea doamna Iftinca Alina, consilier juridic în aparatul permanent al Consiliului Local al Comunei Bogdan, județul Bacău, va duce la îndeplinire hotărârea. La articolul 4. După aprobarea hotărârii se va comunica de către secretarul general al Comunei, domnul Cioiu Vasile, primarului Comunei Bogdrești, domnul Iftinca Alina, domnul Grigore Gheorghe și instituții prefectului județului Bacău și se va aduce la cunoștință publică. Avem raportul, doamne consilier juridic, avizul la comisia, să nu mai greșesc, numărul 2, vă mulțumesc pentru înțelegere. Da, întrucât la nivelul de Bogdănești, noi dispunem cu compartiment cu persoană fractură juridică. Noi am fost de acord cu delegarea serviciilor de iluminat public către un operator public sau privat prin licitație publică. Deci am avizat favorabil acest lucru. Aș începe
și aș insista asupra acestui principiu de solidaritate a celor care formează o comunitate umană. Noi am manifestat și până acum asemenea preocupări. Chiar dacă plecăm de la faptul că nu este o noutate aceste perioade. Și cu atât mai mult cu cât vizează aceeași persoană pe care am ajutat-o ca și administrație locală, pe principiul cofinanțării, împreună cu Consiliul Județean care are posibilități financiare sporite prin ceea ce privește ei de la bugetul centralizat. Este vorba de persoana care nu trebuie să se vadă. Mieron se numește, dacă vorba de amintit. Și în mod feresc, în corelare cu acest principiu și cu hotărârea Consiliului Județean, care aprobă de obicei costurile pentru o persoană, respectiv partea de cofinanțare, ce revine ATE-urilor. De obicei am spus pe principiul solidarității. Am 35% înseamnă prin costul local. Am redactat cu ajutorul domnului general, proiectul de hotărâre care conține trei articole și pot numează. Primul articol, stabilirea nivelului de contribuție la finanțarea activității de contribuție și profesii de acestui regim special al comunitatea de anul 2020. În sumă, de 25.404 lei, ceea ce reprezintă un procent de 35% din costul mediu anual stabilit în hotărârea Consiliului Județean numărul 64/31 a 3-a 2020, privind stabilirea costului mediu anual și finanțarea serviciilor sociale destinate protecție și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pe anul 2020. Articolul 2-a conține următoare. După aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la întreprindere de către doamna Răzvan Mădăinea, consiliere în aparatul de specialitate al primarului unui moment. Și al treilea, care este și ultimul, după aprobare, secretarul general al comunei domnului Giorgio Vasile va comunica hotărârea primarului comunei Comunei și compartimentului financiar, contabilitate și instituții prefectului de bugetul faptelor. Deocamdată, vă mulțumesc. Domnul președinte, am comisiei Manuel Mazăscu. Da, mulțumesc, doamna președintă. Comisia Economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat acest elaborat la acest proiect. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, vizionare proiectul urmatul, dar cine este membru? Sunt unanimitate de acest proiect de deci, o mică paranteză.
Eu am pus doar atât. La propunerea mea. Bine, are sistemul nu mai făcut. Cine... N-avem soluție. Este am exploat o chestie. Să cred că am dat. Votorii pe care s-a accept. Am dat vedere la... Vedeți că este mențiunea expres făcută în codul administrativ. Este expres pe văzut în codul administrativ. Abținerile se contabilizează la votul împotrivă. Este expres. N-am văzut administrativ la mine, dar la... Nu. Dar ne putem uita. În mod sigur. În mod sigur. Ați avut la mapă, la articolul 1, aprobarea delegării serviciului de aeronav public de la... Nu, 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 raportul de la aeronav public. Aaa, dar nu începe, eu nu sunt ultimul, la raport. Nu, 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 vă luați primul cu mine? Nu, mai extraordinar. Domnule și domnule consilier, în dubla calitate de viceprimar al Consiliului Local al Comunei Bogdănești, județul Bacău, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin lege și în conformitate cu prevederile articolului 5, alineat 3 din legea 544 pe 2001, privind liberul acces la informații de interes public și al articolului 10, alineat 3 din HG 123 pe 2002, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii numărul 544 din 2001, prezint următorul raport de activitate pentru perioada iunie 2019-iunie 2020. În ceea ce privește activitatea desfășurată în calitatea viceprimarului și a Consiliului Local, în cadrul Consiliului Local am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare al Consiliului Local și la ședințele Comisiei de Specialitate în care fac parte. În toate ședințele din Consiliu mi-am adus aportul cât mai constructiv, împreună cu toți consilierii, indiferent de coloratura politică, și pe această cale mulțumesc tuturor celor care au înțeles că trebuie să muncim împreună într-un interes conjugal pentru binele comun. Împreună cu domnul primar și angajații din cadrul aparatului de specialitate al primarului, de al cărui sprijin am beneficiat în rezolvarea diferitelor situații și solicitările al unor instituții. De asemenea, a existat o bună colaborare și în ceea ce privește întocmirea diverselor rapoarte, situație solicitată de către instituția prefectului, Bacău, Consiliul Județean, alte servicii publice de concentrate pe care am urmărit să fie transmise în termen legal. Mi-am implicat în rezolvarea în condițiile prevăzute de legislație în vigoare a solicitărilor cetățenilor comuni. În calitatea de viceprimar, ca și în mandatele anterioare, m-am preocupat ca aspectul comune să fie unul îngrijit, curat și plăcut, având ca atribuții și respectarea legislației în ceea ce privește mediul înconjurător, de păstrarea a curățeniei și a surselor de apă aflate în domeniul public. Folosindu-ne de orele de muncă ce trebuie să efectuate de beneficiarii legii numărul 416 din 2001, ajutor social am încercat să dăm centru comunei și nu numai un aspect plăcut, efectuându-ne lucrări de cosire și igienizare, mai ales că Bogdănești este tranzitat de un drum național și european, chiar dacă numărul celor care au de efectuat ore în folosul comunității au scăzut. O altă preocupare a fost gestionarea, colectarea gunoaielor menajere de către firma Rompres Servicii, făcând tot posibilul ca lucrările să meargă pe cât posibil normal, urmând să se colecteze doar deșeurile menajere. Am purtat discuții cu cetățenii pentru a utiliza în mod corespunzător pubele ce au fost distribuite și colectarea selectivă pe care posibil, având în vedere amplasarea pubelelor pentru gunoaiele selective. Prin acest lucru am dorit ca acea cantitate
colectată să scadă și totdeauna și sumele ce trebuie plătite către operator. La începutul primăverii, ca în fiecare an, s-au decolmatat toate recolele și șanțurile din comună pentru a asigura scurgerea apelor proviate. Am făcut apel și la cetățenii pentru care și-au curățat șanțurile din dreptul locuinților. Acest lucru pe care îl aveam în vedere în fiecare primăvară pentru a evita colmatarea și împiedicarea inundațiilor locuințelor. Una dintre atribuțiile ce revin în calitate de viceprimar este cea de a asigura buna circulație pe drumurile aflate în administrarea Consiliului Local. Pentru aceea s-au efectuat lucrări de reprofilare, balastare și amenajarea unor drumuri comunale aflate în administrația primăriei. Am răspuns și am coordonat activitatea personalelor ce au desfășurat munca în folosul comunității în urma unor sentințe judecătorești cu care s-au efectuat lucrările de curățire și rigolele, defrișare, curățire, resturile vegetale și gunoaiele aruncate în diverse zone. Pentru sezonul rece 2019-2020 am asigurat aprovizionarea cu lemn de foc a sediului primăriei, a casei comune și a școlii gimnaziale Bogdănești. M-am preocupat de asemenea cu activitatea de dezepezire desfășurată în condiții normale pentru asigurarea conformă cetățenilor și bună circulație pe toate sectoarele de drum din comună aflate în administrarea comunei. O altă atribuție ce îmi revine în calitate de viceprimar este coordonarea activității pe pășunea comunală. Așa cum se știe, suprafața de pășunată este închiriată, iar partea pădurită este dată prin contract de prestări servicii silvice de către Ocolul Silvic. Numai că nu mai avem contract. În ceea ce privește aceste activități, am urmărit efectuarea lucrărilor de igienizare, ce trebuie să fie efectuată anual de cei care au închirierea suprafeței cu atât mai mult, cu cât și controlele APEA le impună acest lucru. Am colaborat cu Ocolul Silvic Coitut și am fost prezent la toate solicitările acestora. Asigurat de bună funcționare a sistemului de luminat public de pe raza Comunei Bogdănești, împreună cu angajații secealitare electronic, SRL, cu care aveam contract de menținanță. Pe lungă toate acestea se adaugă lucrurile și activitățile de zi cu zi, care necesită atenția noastră, implicarea și rezolvarea imediată. În toate aceste lucrări au fost făcute, așa cum am mai precizat, împreună cu domnul primar Nicolae Andrușcă, împreună cu sprijinul aparatului de specialitate a primarului Comunei Bogdănești, din cadrul primăriei Bogdănești. Vă mulțumesc! Interesat de bunul mers al
problemelor pe care nu îi răspunde. Am făcut o bună echipă cu domnul primar, totdeauna am văzut, parcurgând drumurile comunei noastre împreună și observând și încercând să rezolve problemele acolo unde era cazul. O singură problemă, așa, avea o întrebare, dacă nu s-ar putea ca la ulița Dealului, acolo unde se termină ulița Dealului și începe asfaltul, este o diferență de nivel foarte mare și foarte greu pentru cei care merg spre deal sau vine spre deal cu mașinile. Dacă nu se poate pune nu știu, niște balastre acolo să ajungă la ceva ajunge. Mulți cetățeni din deal de acolo mi-au atras atenția și m-au rugat să intervin să facă ceva în lumea asta. Îl felicit, doresc pentru toată activitatea și doresc și în continuare, cât am mai rămas în acest mandat, mult succes în toate activitățile. Mulțumesc! despre proiectele și hotărârile privitoare la bunul mers al comunității,
despre statul de realizare a celor două mari proiecte economico-sociale care sunt în derulare. Fondul de proiectare este Râul Băiturilor din Fondul Slobozia și proiectul de apă și canalizare. De asemenea, în calitate de membru Consiliului Comunitar Consultativ, am participat împreună cu doamna Ascultare Vera, șefa compartimentului asistență socială de cadrul Mării Bucănești, la rezolvarea unor probleme de natură socială. În calitate de membru Comisia de Recepție, am participat la recepția unor lucrări de reparații și abilitare efectuate la unele instituții de pe raza Comunei, precum Școala Gimnazială Bucănești. Ca reprezentant al Consiliului Local Bucănești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bucănești, am participat la toate ședințele acestui for, contribuind la bunul mers al activității de administrație și conducerea acestei instituții, la punerea în aplicare a tuturor proiectelor inițiate. De asemenea, am transmis la instituției prefectului județului Bacău situația privind desfășurarea programului Cor Lapte în cadrul Școlii Gimnaziale Bucănești. Atât în calitate de consilier, cât și prin natura profesiei și a locului de muncă, m-am implicat în organizarea și desfășurarea unor manifestări culturale, artistice și sportive, prelejuite de unele evenimente istorice sau tradiționale. 1 decembrie, Ziua Națională a României, Crăciunul și Anul Nou, Ziua Școlii Bogdănești, 24 ianuarie, Mica Unire, Emneșteana, aniversarea nașterii Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale, Sâmbătoarea Mărțișorului și 8 martie. Anul acesta au fost mai puține activități din cauza pandemiei de coronavirus, care ne-a împiedicat să mai desfășurăm activități în grup după data de 11 martie 2020. Alături de doamna bibliotecară Bibliotecii Comunale Bucănești, doamna Pușcașu Sorina, am desfășurat mai multe activități cu cartea de evocare a unor scriitori și oameni de cultură, având și proiecte de parteneriat, ca de exemplu cartea Prietena mea, Descoperirea tradițiilor emneșteana, atât în cadrul Bibliotecii Comunale, cât și a Muzeului Etnografic al Comunei Bucănești. Și în perioada următoare, voi continua să mă implic în proiectele și acțiunile ce se vor desfășura pe raza Comunei Bucănești, spre folosul și aprecierea constatărilor noștri, ca de exemplu proiectul UNICEF, destinat copiilor din medii defavorizate, aflat în desfășurare, populară și punerea în practică a proiectului de protejare a mediului, organizarea și desfășurarea unor activități culturale-artistice, educative, pe raza Comunei. Și am mostrat aici câteva imagini.
La ședințele Comisiei de Specialitate am analizat proiectele de hotărâre prezentate la ordinea de zi, am avizat proiectele de hotărâre, după caz am propus soluții constructive a acestora. Am luat cunoștință de informații prezentate la ordinea de zi a ședințelor de Consiliu, am adus la cunoștința domnului primar sau domnului viceprimar, după caz, probleme ce s-au evit pe raza localității, propuneri din partea cetățenilor sau problemele acestora și familiilor lor, ce s-au evit în perioada de activitate mai sus menționată. În discuțiile cu cetățenii, i-am informat în legătură cu activitatea Consiliului despre proiectele de hotărâre analizate în cadrul ședințelor, despre proiectele de hotărâre cu finanțare aflate în lucru și alte inițiative menite să vină în folosul lor. Am adus la cunoștință cetățenilor proiectele de interes comunitar aflate în lucru, respectiv proiectul de apă și canalizare și proiectul podului peste râul Iuz din zona Slobozii. În măsura în care mă pricep, vă voi da toată silința pentru îmbunătățirea activității Consiliului Local. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul consilier Stanciu. Raport de activitate pe anul 2019-2020, subsemnatul Stanciu Ion, consilier local în partea Partidului ALDE, membru cu Consiliul de Specialitate, Comisia numărul 3 juridică. Am participat la toate ședințele pe comisii și în plen. Am studiat proiectele de pe Consiliul de Consiliul de zi, am am consultat cu colegii mei din partid și am aprobat proiectele de legi care au fost de interes pentru comun. Am luat cuvântul și din plen când am avut ceva de adăugat. Atunci când a fost ceva de adăugat cu unele hotărâri. Fiind în partidul de opoziție și în minoritate față de cei din PSD, nu am avut putere pentru de a decide unele hotărâri. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Da, bună ziua, vă mulțumesc. Legat de activitatea mea ca consilier local, ca Consiliului Bogdănești, eu am avut o perioadă mai scurtă de când activez. Cred că prin prezența mea la ședințele care am reușit să ajung, am ajutat la implementarea proiectelor necesare pentru comunitatea locală, pentru bunăstarea cetățenilor și cu această ocazie mulțumesc domnului primar, domnului vice, colegilor din PSD care m-au făcut invitația să le fiu alături. Atât. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul consilier Bărbuț. Da, domnul Sărăi. Raport activitații pentru perioada iunie 2019-2020. Consiliul local și președinte la Comisia de Cărnunică, este economic și de sanitate, tot pot avea din partea Partidului PNR, de care mă dat. Am participat la toate ședințele ordinare și este ordinare locale. Am aprobat toate proiectele și de hotărâri cu aviz la hotărâri. Am discutat cu oamenii din localitatea despre problemele lor și am încercat să le rezolv, dar nu am putut să le rezolv pe motiv ce de la conducerea primăriei s-au opus. În calitate de consilier și de președinte al comisiei, voi fi în reală de cetățenii comuni, în Bogdănești. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Noi, domnul consilier, vorbim. Da, mulțumesc! Raportul activitate pentru perioada iunie 2019, iunie 2020, subsemnatul la Constantin, consilier ca Consiliul Local al Comunei Bogdănești din Spartov, ales cu lista Partidului Național Liberal alegerile din iunie 2016, pentru perioada de referință am
Am participat la toate ședințele mai pe care ordinare de extraordinare și pe comisie. Am exprimat punctul de vedere cu privire la punctele de hotărâre respectiv, votând totdeauna interesul cetățenilor din comunitate. Am inițiat patru proiecte de hotărâre, în calitate de președinte al Comisiei Judiciarilor de Justiție Publică, împreună cu ceilalți colegi din comisie, am executat toate atribuțiile cele de evenimente conform ordonanței de urgență 57/2019 privind fondul administrativ. Am avut întâlniri cu cetățenii și comunitatea pe care i-am consultat la legătură cu problemele pe care se ridică ședințele de Consiliul Local. I-am informat pe aceștia despre părerea mea cu privire la unele proiecte de hotărâre. În ultimul an din acest mandat, personal consider că am făcut tot ce mi-a stat în putință ca și consilier local pentru bunul mers al comunității și în sprijinul cetățenilor. Mulțumesc! Sau persoanele care dețin funcție din partidul respectiv se analizează de când în când
Sunt eu unul dintre dumneavoastră, dar s-au declarat că în opoziție. Asta arată ce e fapt. Pare rău, dar arată că a fost în opoziție pentru că asta a fost șeful. La un moment dat. A fost în opoziție foarte pe drepturi comunității. V-ați speriat de șef că vă scoate din funcție și mă iertați, v-ați gândit că pierdeți demnitatea. Dar parcă dincolo de prietenii mei au ajuns de bani. Apropo de demnitate, nu este mai importantă demnitate. Nu neapărat că nu pot aprecia, vă deplâng. Nu vă respectați într-o demnitate. Ați venit aici, în front de comitie, de bunătul un jurământ. Am mai spus mâna pe Biblie, mai facem scuze, ne rugăm la Doamne, Doamne, să ne stăm aici. Și mă rog, mă dea un gând ce bun, înainte de fiecare ședință. Care-i gândul cel bun, la un moment dat, cu toate acestea, eu vă felicit că ați adus la acest moment de bilanț. Sunt lucruri care pot să-și amplifice variantele pozitive. Nu întâmplător făceam gluma cu domnul viceprimar pentru mandatul următor. Sunt convins că propria dumneavoastră conștiință este pozitivă, dincolo de ce spune șeful, dincolo de ce spune șeful de la Bacău, așa mai departe. Dincolo de ceea ce spune eu, la un moment dat, de care are dreptul la personalitatea lui, are dreptul să vadă lucrurile de o manieră personală, sunt absolut de acord. Dar ca să nu vorbesc un proiect de hotărâre care a fost apreciat pozitiv ieri, a fost stabilit împreună, a fost semnat și astăzi să dați el de pământ să rămânem fără o relație juridică clară și certă cu cei care se fază și protecția pădurii, asta nu mai înțeleg. Sigur, ne va judeca lumea. Ieri ați fost de acord exact cu sumele prezentate în proiectul de hotărâre către domnul viceprimar, respectiv 30-30, și altă n-am mai fost de acord cu propriul deziderat, cu propria semnătură. Păi, ce fel de oameni sunteți? Ce fel de consilieri sunteți? Interesele cui le reprezentați? Credeți că dacă ați votat împotrivă, este un mare succes că ați dat în cap unor persoane cu demnitate publică din un anumit partid, pentru asta venim aici. Nu întâmplător am luat cuvântul, pentru că și cei care ne-au trimis aici să ia cunoștințe și să reflecteze. Că dacă nu reflectăm, nu va fi bine. Thank you.